Mii de suceveni au petrecut vreme de 4 zile la Festivalul Verii în parcarea Shopping City Suceava. Evenimentul a readus-o în municipiul reședință de județ pentru un show de excepție pe Anda Adam, care a susținut un super concert de ziua sucevenilor pe 24 iunie. Artista cunoscută pentru melodiile sale devenite hituri, cum ar fi Amo, Selecta, Dacă ar fi, dar și pentru alte piese importante în topurile românești și nu numai, i-a încântat pe sucevenii prezenți în parcarea Shopping City Suceava. Anda Adam le-a transmis fanilor din Suceava că vine cu drag ori de câte ori este invitată. Poate fata la Suceava, ca să zic așa. Spuneți-ne, vă place Suceava pentru că nu sunteți pentru... Foarte mult! De fiecare dată când am venit, oamenii s-au distrat foarte tare și de fiecare dată când am auzit că o să am concert la Suceava, jur că abia am așteptat să ajung. Pentru că știu că publicul mereu a fost incendiar, pentru că știu că oamenii știu să se distreze aici foarte tare și sunt de la început până la sfârșit trup și suflet lângă noi. Un mesaj pentru cei care n-au fost aici, dar care vă iubesc. Vin curând, nicio problemă, până atunci învățați versurile de la nouă single, pentru că poate fata și o să-l cântăm data viitoare împreună. Timp de 4 zile, atmosfera de sărbătoare a fost întreținută și de trupe locale foarte îndrăgite de publicul sucevean, trupa nouă, Pegas, Lucian Dragotă, dar și soliști și grupuri de muzică populară, precum Sorin Filip și grupul Muguri de Cântec din Bucovina, Ionuț Voicu, Petronela Petruneac, formația Glas Bucovinean, fanfara Crai Bucovinean din Todirești, formația Bucovineanca, dar și multe alte tinere talente sucevene. Foarte bine, ne plac obiceiurile, este plăcut. Să dea Dumnezeu să se organizeze mereu, să nu se piardă, că de regulă se cam pierde. Ce-i frumos nu ține mult. E foarte frumos, foarte, foarte frumos. Copiii cântă foarte frumos, îmbrăcați. Vremea, timpul e superb, Petru, foarte frumos. Până aveți despre spectacol. Suntem? Despre spectacol. Spectacolul este foarte frumos. Copiii sunt foarte talentați. Frumoși îmbrăcați, costumele sunt foarte frumoase, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Frumos! Ce părere aveți despre această inițiativă? Asta ar trebui să se păstreze, o tradiție, care nu ar trebui să se piardă niciodată. Da. Frumos, foarte frumos! Iubitorii de adrenalină au putut să experimenteze senzații tari în parcul de distracție amenajat în parcarea Shopping City Suceava, unde au putut încerca peste 8 tipuri de mecanisme moderne și spectaculoase. De asemenea, pofticioșii au degustat mici și bere de casă, dar și produse tradiționale din carne, brânzeturi, miere și produse apicole, dulciuri și alte delicii aduse de Asociația Produs în Bucovina, precum și de alți expozanți din zona noastră. Evenimentul a fost organizat de restaurantul Trattoria di Matteo, care se va deschide în curând în incinta Shopping City Suceava.